bine să fie la mine aici. Lipsa taxatorilor din autobuzele Transbus creează disconfort călătorilor care, la orele de vârf, trebuie să stea la coadă pentru bilete. Numărul de autobuze din parcul auto a crescut vizibil, în timp ce numărul taxatorilor a rămas același. Vom discuta, probabil vom găsi o soluție temporară, pentru că noi am gândit, atunci când am achiziționat aceste autobuze, inclusiv pe fostele autobuze, să băgăm acel sistem de eticheting, adică să nu mai stea cineva să emită bilete, ci pur și simplu să validezi cu cartela ta, să-ți debiteze din ea în fața unui cititor de asta de cartele și să-ți ia banii de acolo din cont sau din abonament, astfel încât să poți funcționa. Până la introducerea sistemului de ticketing în cele mai multe dintre autobuze, sarcina taxatorilor a fost preluată de către șoferi care sunt obligați să vândă bilete și să verifice abonamente. Din acest motiv, în perioadele aglomerate, autobuzele pleacă din stații cu întârziere. Pentru faptul că această licitație se lungește foarte mult, au rămas doi competitori, se contestă între ei. Săptămâna viitoare ar trebui agenția asta de soluționare a contestațiilor să dea un răspuns și pe urmă, dacă unul este în continuare nemulțumit, vom declara un câștigător, iar unul, dacă este nemulțumit, se poate duce pe urmă în instanță. Deci nu știi niciodată, cum ați întrebat, când se va întâmpla ceva. Nu știi niciodată, pentru că așa este sistemul creat acum, mănâncă foarte mult timp. Dar trebuie să respectăm legea, este normal așa și mergem mai departe. O soluție de compromis pentru rezolvarea problemei ar putea fi angajarea de noi taxatori la Transbus pentru o perioadă determinată.